Începând cu data de 15 octombrie, Direcția de Asistență Socială Câmpulung va prelua cererile și declarațiile pe propria răspundere însoțite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, combustibil, solis, petrolier sau energie electrică. Pot beneficia de acest sprijin familiile sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare de până la 750 de lei inclusiv de persoană. Documentele necesare Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, alocație suplimentară sau venit minim garantat, ajutor social, în plată, vor solicita formularul anexa 2. Documente din care să rezulte calitatea titularului cererii față de locuința pentru care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței, act de proprietate, contract de închiriere valabil la data depunerii sau alt act doveditor. Acte de stare civilă, xerocopie, buletin de identitate sau carte de identitate pentru soți, concubini și copii care au același domiciliu sau reședință la adresa la care se solicită ajutorul, certificat de căsătorie, certificat de naștere, hotărâre încredințare credințare minor rămasă definitivă și irevocabilă. hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, în adopției, hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului pentru Măsura Plasamentului, decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru Măsura Plasamentului în Regim de Urgență, hotărârea judecătorească de instituirea tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, hotărârea judecătorească prin care soțul, soția este declarat sau declarată dispărut, se vor prezenta obligatoriu în original actele de identitate pentru toți membrii familiei. Factura de gaze naturale, în cazul în care solicitați ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale sau factura de energie electrică, în cazul în care solicitați ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, se va anexa xerocopie factura din luna anterioară de punerii cererii acte doveditoare din care să reiasă veniturile nete pentru luna anterioară de punerii dosarului, adeverință de elev pentru toți copiii care urmează o formă de învățământ la zi reglementată prin lege, adeverință de la Asociația de Locatari, Proprietari sau de la sece Edilul CGA, din care să reiasă numărul de membri din familie luați în evidență pentru plata întreținerii nominal, cu nume și prenume, carte de identitate a autoturismului, original și copie, unde este cazul, declarație pe propria răspundere, formular pus la dispoziție de către Direcția de Asistență Socială Câmpulung, Camera 2, adeverințe de la administrația financiară pentru toți membrii ai familiei în care să fie menționat venitul net lunar sub rezerva solicitării de documente suplimentare în cazul în care pe adeverințele susmenționate vor fi evidențiate venituri nedeclarate de titular în dosarul depus, un dosar șină. Deținerea unuia dintre următoarele bunuri conduce la excluderea acordării ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței. Bunuri imobile, clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești, terenuri de împrejmuire a locuinței și curte aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 de metri pătrați în zona urbană și 2000 de metri pătrați în zona rurală. Bunuri mobile, autoturism sau autoturisme și sau motocicletă sau motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile. Mai mult de un autoturism sau motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani, autovehicule autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în rezervația biosferei Delta Dunării, utilaje agricole, tractor, combina autopropulsată, utilaje de prelucrare agricolă, presă de ulei, moară de cereale, utilaje de prelucrat lemnul, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric, depozite bancare cu valoare de peste 3000 de lei. Suprafețe de teren, animale și păsări, a valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 de euro pentru familie. Actele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Câmpul Lung din Strada Matei Basarab, numărul 66. Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece, 1 noiembrie 2019, 31 martie 2020, este necesar ca dosarul să fie depus până la data de 20 noiembrie 2019. Persoanele sau familiile care depun dosar după data de 20 al lunii respective, noiembrie, decembrie, ianuarie sau februarie, vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna următoare. Potrivit legii, beneficiarul acestui tip de ajutor este obligat să anunțe în termen de 5 zile, înscris, orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor realizate, inclusiv a bunurilor mobile și imobile deținute, precum și a informațiilor privitoare la domiciliu sau reședința declarată. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.